Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou la drum în paginile Sfintei Scripturi. Împrejurările în care l-am părăsit pe Iosif în capitolul trecut nu sunt tocmai dintre cele menite să aducă prea multă bucurie în viața unui om. Datorită curăției sale morale și credincioșiei față de Dumnezeu, Iosif refuză să păcătuiască cu soția stăpânului său. Drept răzbunare, aceasta alcătuiește un scenariu în urma căruia Iosif ajunge în închisoare. Și aici Dumnezeu este cu el pentru că planurile celui preanalt sunt întotdeauna spre binele celor ce iubesc numele lui. Iosif câștigă încrederea conducătorului închisorii și este numit ca responsabil peste toți cei închiși acolo. Aici îi întâlnește pe paharnicului faraon și pe mai marele pitarilor. Aceștia au fiecare câte un vis pe care Iosif, călăuzit fiind de Dumnezeu, le interpretează. Pitarul avea să moară, iar paharnicul să-și reia slujba. Iosif îl roagă pe paharnic să intervină pe lângă faraon pentru a fi eliberat. Însă lucrul acesta nu se întâmplă și Iosif mai petrece încă doi ani în închisoare. Dragii mei, lecția credincioșiei lui Iosif trebuie să ne pună serios pe gânduri. Răbdarea lui, credincioșia lui, sunt calități pe care trebuie să le admirăm și să le dorim și pentru viața noastră. Biblia ne spune că oricine cere cu credință astfel de lucruri, va primi. Nici nu încerc să mă gândesc la ce ar putea să gândească și să facă un om în asemenea condiții. Fiind închis pe nedrept, uitat de toți și părăsit în închisoare, singurul sprijin pe care Iosif îl mai are este Domnul. Ceea ce l-a ținut pe Iosif au fost visele prin care Dumnezeu i-a vorbit cu ani în urmă. Acele vise erau promisiunile lui Dumnezeu în ceea ce îl privea pe Iosif. Iar Iosif, cu credincioșie, așteaptă împlinirea lor. Capitolul 41, de care ne apropiem acum, este total diferit de capitolul 40 al cărții Geneza. Atmosfera, circumstanțele, totul se schimbă. Este un capitol în care acele planuri ale lui Dumnezeu încep să prindă contur. Parcă niciunde în viața lui Iosif nu se vede mai bine intervenția mâinii lui Dumnezeu decât se vede în acest capitol. Viața lui se schimbă radical. Dar pe măsură ce înaintăm să nu uităm asemănarea lui Iosif cu Domnul Isus. Acum parcurgem primele versete, versetele care descriu visul pe care îl are Faraon. Așa cum v-am spus, atât pitarul cât și paharnicul lui Faraon au avut visuri. Atunci când ei au solicitat o interpretare a visurilor lor, Iosif le-a spus că Dumnezeu este cel care o dă. Iar Dumnezeu l-a folosit pe Iosif și interpretarea a fost corectă. A fost corectă pentru că Dumnezeu a dat și visurile. Așa că el a ales să comunice cu cei pe care i-a creat. Acum Dumnezeu îi dă un vis lui Faraon. Vă citesc primele patru versete. După doi ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu. Și iată că șapte vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au mai suit din râu alte șapte vaci urâte la vedere și slabe la trup și s-au așezat lângă ele pe marginea râului vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele șapte vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și faraon s-a trezit. Faraon se trezește și pare să nu găsește că este ceva neobișnuit, ceea ce tocmai visase, așa că primește o confirmare. A dormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că șapte spice de grâu, grase și frumoase, au crescut pe același pai și după ele au răsărit alte șapte spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele șapte spice grase și pline și faraon s-a trezit. Iată visul. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care induce în eroare, care aduce confuzie. El face întotdeauna lucrurile clare. Atunci când dorește să ne comunice ceva, el nu ne trimite ghicitori, nici nu face apel la perspicacitatea și imaginația noastră. El comunică în așa fel încât să înțelegem. Afel procedeze și acum. Pentru cel care are inima deschisă, cuvântul lui este foarte clar în ceea ce privește voia sa. Faraon este acum convins că visul lui nu este unul obișnuit, numai că nu știa ce interpretare să-i dea. Dimineața, Faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tâlmăcească lui Faraon. Se pare că faraon caută într-o direcție greșită. Vă aduceți aminte ce spunea Iosif cu privire la tălmăcirea visurilor? Ea aparține lui Dumnezeu, dar faraon nu-l cunoștea pe Dumnezeu. El aleargă la știință, la magie, locuri unde nu primește niciun răspuns. O, oh, dragii mei, în câte locuri nu caută sufletele noastre frământate o și răspunsuri la probleme? Peste tot, numai acolo unde trebuie, nu? În vremea ce Faraon discuta cu înțelepții și magii Egiptului, paharnicul asculta la ceea ce se petrecea acolo. Atunci, mai marele paharnicilor au luat cuvântul și a zis lui Faraon, Mi-aduc astăzi aminte de greșeala mea. Abia acum își aduce aminte de Iosif. Faraon se mânease pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță în casa căpetenii străjerilor, pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte și anume fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visurile noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus în tocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat în tocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai mare lepitarilor l-a spânzurat. În cele din urmă, decide și faraon să trimite după Iosif. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Iată ce pregătiri face Iosif. Își schimbă hainele, se bărbierește, ceea ce era destul de neobișnuit pentru un evreu. Apoi, aceasta ne spune că Iosif este de acum o persoană matură. Nu era în vârstă, dar nici adolescent nu mai era. Parcă îl vedem pe Iosif, proaspăt bărbierit, cu haine curate, pășind drept în curtea lui Faraon. Nu este mândrie în atitudinea lui, dar este acea încredere a omului care știe ce face și unde merge. Iosif știa că acesta este ceasul. Știe că aceasta este mâna lui Dumnezeu. Dacă paharnicul ar fi vorbit imediat ce a ieșit din temnița lui Faraon despre Iosif și Iosif ar fi fost eliberat, oricine putea să gândească că era vorba de un aranjament uman. Dar acum, la doi ani distanță, numai Dumnezeu putea fi. Iosif este parcă reînviat. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Vi se pare cumva că Iosif este unul ce se teme pentru viața sau soarta lui? Mie nu nu are nimic din felul unui astfel de om. El nu se pune pe sine în valoare, ci și aici, neintimidat de interlocutorul lui, îl mărturisește pe Dumnezeu. Minunată lecție! Noi suntem adesea atât de preocupați de situația noastră, încât nu am vrea să o periclităm în vreun fel vorbind despre Dumnezeu prietenilor, colegilor sau chiar șefilor noștri. Nu vrem să distrugem o relație, ai bine să întărim relația aceea și apoi vom avea timp, ne spunem noi. Nu știu cum însă se face că timpul tot trece și noi nu mai găsim momentul în care să vorbim despre Dumnezeu. Iosif cu aceasta începe. Nu spunând în cine este, ce a pățit, nu susținându-și cauza, ci prezentându-l pe Dumnezeu. Acum își prezintă faraon visele care, de fapt, reprezintă unul singur, însă este un vis repetat. Iosif a zis lui faraon, ce a visat faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă. Așadar, nu este un simplu vis, ci era o științare din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, niciodată Dumnezeu nu ne ia prin surprindere. Prin diferite semne, El ne atenționează mereu. Așa a procedat și cu faraon. Cele șapte vaci frumoase înseamnă șapte ani și cele șapte spice frumoase înseamnă șapte ani. Este un singur vis. Cele șapte vaci sfrijite și urâte care se suiau după cele din tâi înseamnă șapte ani. Și cele șapte spice goale, arse de vântul de răsărit, vor fi șapte ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Aceasta era o prezicere cu privire la șapte ani de foamete care vor urma după șapte ani de prosperitate. Mă gândesc acum la multele semne pe care ni le trimite Dumnezeu cu privire la lucruri mult mai importante decât șapte ani de foamete. Este vorba de viața noastră veșnică. Scriptura este atât de clară cu privire la această problemă, iar Duhul lui Dumnezeu arde de nerăbdare să tălmăcească aceste lucruri pentru noi. Faraon a ascultat ceea ce a spus Dumnezeu. Noi suntem oare gata să o facem? Iată, vor fi șapte ani de mare belșug în toată țara Egiptului, după ei vor veni șapte ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul acesta este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Dumnezeu este hotărât să împlinească tot ce a anunțat. Dragii mei, este la fel de hotărât și în ceea ce privește mântuirea noastră. Nu cred că trebuie să pierdem un minut. Lui Faraone au fost oferiți șapte ani de prosperitate sau har, cum i-am numit noi. Dacă nu-i folosea, ei treceau și nu se mai întâlnea cu ei. Dragul meu, timpul pe care tu îl ai este numai clipa aceasta. Dacă nu ai luat în serios viața ta până acum, dacă nu ai luat în serios relația ta cu cel ce te-a creat, acesta este momentul în care poți să o faci. Dacă îi rosești acest timp, s-ar putea să nu te mai întâlnești cu el. Folosește-l. Iosif a fost un om înțelept. El știe ce înseamnă un timp oferit de Dumnezeu. Acum, faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pune în fruntea țării Egiptului, citim în versetul 33. Și continuă. Faraon să pune prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor șapte ani de belșug să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei șapte ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie propădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Este clar acum că pentru vremuri ca acestea a fost pregătit Iosif. Cum spuneam, Nimic nu este fără rost în lucrarea Domnului. Și Faraon a zis slujitorilor săi, Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Observați, vă rog, semnificația acestui eveniment. Cu câteva momente mai înainte, băiatul acesta era undeva în închisoare, uitat, părăsit de toți. Acum este dus înaintea lui Faraon, pentru că nimeni nu poate interpreta un vis pe care l-are Faraon. Nu numai că Iosif interpretează visul, dar își permite și câteva sugestii foarte înțelepte cu privire la ce ar trebui să se facă pentru a rezolva situația. Nu cred că o asemenea situație este creată de intuiția și abilitatea umană. Aici trebuie să fie mâna lui Dumnezeu. Ceea ce anunța Dumnezeu era o foamete ce se va răspândi pe o foarte mare suprafață dincolo de granițele Egiptului. Acum este foarte adevărat că Egiptul era deja o țară cu un sistem de irigație bine pus la punct. Agricultura ei nu depindea neapărat de ploaie. Nilul de sus este un râu care coboară din Africa de Sud și este principalul furnizor de apă al Egiptului. În ce privește precipitațiile, ele sunt foarte scăzute. Așadar, nu ploile sunt cele care asigură fertilitatea solului egiptean. Mai mult, este cunoscut fenomenul de revărsare al Nilului, acesta aduce nu numai o mare cantitate de apă care, preluată fiind de sistemele de irigații, udă o foarte mare suprafață de pământ, dar aduce și o mare cantitate de aluviuni. Acestea sunt un îngrășământ natural deosebit de bogat, care asigură o productivitate excelentă în ce privește recoltele. Cu toate acestea, Dumnezeu anunță o foamete. Vedeți, foametea nu are cauze naturale, așa cum susțin mulți, ci este. În mâna lui Dumnezeu. Faraonul îl ascultă pe Iosif pentru că ceea ce spune el reprezintă o viziune managerială deosebită. Destul de trist este că noi nu avem și astăzi guvernanți cu asemenea capacități. Nu este numai vorba de voința politică de a produce modificări substanțiale în ceea ce privește guvernarea pe principii manageriale eficiente, ci este vorba chiar de viziunea pe care o dezvoltă guvernul țării. Un popular și competent prim-ministru englez a fost întrebat: Ce crede el că trebuie să caracterizeze un adevărat om de stat? Citez, răspunsul lui: Trebuie să cunoască care este direcția în care merge Dumnezeu pe o perioadă de 15 ani înainte. Am încheiat citatul. Ei bine, Iosif are un plan pentru 14 ani. Oare n-am avea și noi nevoie de așa ceva? Acum că lucrurile au fost prezentate, oare cine era mai potrivit pentru slujba indicată de Iosif decât el însuși? Faraon, la rândul ei, se dovedește a fi un bun lider. Un bun lider nu este neapărat acela care face el totul, ci unul care recunoaște imediat potențialul și încredințează responsabilități clare. Dragi prieteni, cred că acum piesele încep să se cam așeze singure. Adesea, viața noastră seamănă cu un joc de puzzle avem diferite piese care știm că formează o imagine frumoasă. Până când punem piesele la locul lor, nu reușim să distingem nimic. Abia atunci când începe să se contureze o imagine de ansamblu, ne este mai ușor să găsim locul anumitor piese. Dacă vreți, Dumnezeu este acela care are în fața lui harta sau imaginea de ansamblu. Nu ni se pare că multe piese nu și-au locul în desenul nostru. Însă Dumnezeu continuă să ni le dea. Abia după o vreme, înțelegem care este locul lor. La fel se petrec lucrurile și în viața lui Iosif. Poate că nu știe el de ce a fost dus în casa lui Potifar, apoi în închisoare, însă acum totul începe să se lege și se leagă atât de bine. De acum, Iosif va avea o mare poziție în Egipt. Interesantă tranziția care are loc în viața lui. Iată ce face Faraon. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și striga înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. De acum, Iosif avea o foarte mare autoritate inelul care reprezenta sigiliul regal, onoarea și poziția pe care o avea acum Iosif erau toate binecuvântări pe care Dumnezeu le pregătise de mult pentru Iosif. Faraon îi schimbă și numele, dar și situația civilă. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paeneah, descoperitor de taine, și a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Acum ni se dă și vârsta la care Iosif a fost investit cu asemenea autoritate. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Din câte vedem deja, au trecut 13 ani de când fusese adus ca rob în Egipt. Știm că după episodul cu interpretarea visului paharnicului, a mai stat 2 ani în temniță posibil să fi stat încă cel puțin doi ani înainte. În concluzie, se poate să fi petrecut un timp destul de lung și în casa lui Potifar, aproximativ 10 ani. Dar, după atâția ani și experiențe inedite, iată-l pe Iosif într-o poziție ce ar corespunde primului ministru din zilele noastre. El avea toată puterea administrativă a unei națiuni care la acea oră ocupa poziția numărul 1 în lume. Însă, toate acestea, dragii mei, să nu uităm, nu au de-a face numai cu istețimea și înțelepciunea lui Iosif, cu calitățile sale. Nu este vorba numai de o reușită personală aici. Este vorba despre planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el, plan în care Iosif va da dovadă de credincioșie. Vorbeam de asemănarea dintre Iosif și Domnul Isus. Desigur, avem aici noi elemente. Atât poziția pe care o ocupa Iosif în Egipt, poziție care mai târziu îi va permite să mijlocească pentru frații lui cât și mariajul lui sunt paralele cu Domnul Isus. Domnul Isus este de acum la dreapta Tatălui, mijlocind pentru noi. Apoi lui Iosif i-a fost dată de soție o femeie dintre neamuri, așa cum le considerau evrei pe femeile care nu erau născute în cadrul poporului evreu. Domnul Isus, la rândul vorbește despre biserică ca fiind mireasa lui. Ori astăzi, Domnul Isus cheamă o mare mulțime de oameni dintre neamuri ca să alcătuiască mireasa sa. O altă asemănare este aceea că la vârsta la care Iosif intră în această însemnată funcție este de 30 de ani, exact vârsta pe care Domnul Isus a avut-o când a început lucrarea sa publică. Iosif se apucă de treabă. În timpul celor șapte ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești șapte ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns greu, ca nisipul mării, atât de mult ca au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Au fost timpuri de recesiune economică când era mâncare, numai că sistemul de distribuție era deficitar. Iosif este un foarte bun manager și face depozite în diferite orașe, depozite care erau gata, pregătite pentru distribuție. Iată că cei șapte ani de belșug se încheie și încep anii de foamete, prin înțelepciunea lui Iosif, Egiptul nu va simți acest lucru. Dragi prieteni, ascultarea și credincioșia lui Iosif au constituit binecuvântări pentru mulți oameni. Buna lui creștere a adus respectul oamenilor față de Iosif. Credincioșia lui față de Dumnezeu a adus respectul oamenilor față de Dumnezeu. Încrederea lui Iosif în Dumnezeu a contribuit la încrederea celor oameni într-un Dumnezeu pe care nu-L cunoșteau. Dragii mei, ce lecție mai vrem? Dumnezeu ne vorbește atât de clar. Oare ce fel de oameni suntem noi? În ce măsură suntem noi binecuvântări pentru cei din jurul nostru? Ajută-ne, Dumnezeule, să luăm aminte la purtarea și atitudinea noastră. Fiți binecuvântați! <fântu -s> Să se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.